Dacă nu se... ei totuși nu scot aceste vize și nici nu le blochează, îi dăm judecată sau se va ajunge și la o judecată sau... Cer scuze? Da, dacă totuși... Bine, aici întrebarea este destul de subtilă, pentru că s-ar putea nu ei să aplaudeze aceste videouri, ci doar fanii. Și în ziua de astăzi e ceva normal să știm că pirateria este în gloria sa. Noi vom încerca pe orice cale să abordăm acest subiect și nu numai subiectul Carlos Dreams, dacă vor fi și alte subiecte, pentru că au mai fost antecedente. Și eu... probabil trebuia mai de mult timp să fac această conferință de presă și să specific de faptul că sunt un gardian al preselor părinților. Judecata va fi doar în cazul în care formația sau trupa Carlos Dreams va continua publicarea acestei piese din cont propriu sau o va face la concerte și acest material va fi filmat și publicat pe internet.